Cumpărați coinșii NFT24 de pe U7Buy folosind linkul din descriere și folosește codul UNREALBYTE pentru 6% reducere. Mai multe detalii în descriere. Atletico Madrid este o echipă foarte, foarte bună din La Liga. A avut de-a lungul timpului niște jucători foarte, foarte buni precum Luis Suarez, Griezmann, Fernando Torres și așa mai departe. Însă cu acești jucători nu a reușit niciodată să câștige UEFA Champions League. Iar în această perioadă de mercato a făcut niște transferuri destul de interesante precum Julian Alvarez, Conor Gallagher sau Sorloth, bă chiar și alți jucători destul de interesanți. De aceea în acest videoclip o să preluăm Atletico Madrid cu noile transferuri timp de 10 sezoane și o să încercăm să facem această echipă Atletico Madrid cea mai bună echipă din lume. E bine, și am ajuns la Atletico, suntem managerul Diego Simeone aici la echipă și o să preluăm această echipă timp de 10 sezoane cu noile transferuri. Însă ca să facem chestia asta mai interesantă, haideți să adăugăm niște obiective pentru aceste 10 sezoane. Așa că obiectivele sunt în felul următor. Trebuie să câștigăm 25 de trofee. De asemenea, trebuie să câștigăm Champions League-ul de 5 ori, UEFA Super Cup să câștigăm de 2 ori, să reușim să câștigăm La Liga de 5 ori, să avem în echipă până la final 2 jucători de 99 overall, să avem un jucător sau mai mulți care au câștigat Balonul de Aur de 5 ori, la fel un jucător sau mai mulți care au câștigat Gheata de Aur de 5 ori și desigur cu regula noastră de un singur transfer per sezon. Și pe lângă aceste obiective și regula noastră mai avem desigur roata carierelor, care chiar aici. Avem 10 provocări pentru 10 sezoane și va trebui să dăm de roată și să vedem ce pică. Pentru primul sezon, haideți să vedem ce pică, dăm de roată și haide. Aici, bun. Trebuie să accepti primele două transferuri care vin. Ok, este ok, dar da, se putea mai bine. E bine, acum că am dat de roată, haideți să vă arăt și cum arată echipa. Echipa arată chiar foarte bine, am aranjat-o eu ca să fie mai ok. Avem pe Lenormand în defensivă. Julian Alvarez am gândit să-l pun ca KM. Pe banca de rezerve l-avem pe Gallagher, care este destul de bun acolo. Și pe Sorloth, de ce nu? Noi acum vom simula să vedem care vor fi primele două și se pare că sunt una de la Lino. Oh. Ok, tu de nașpa pentru că Lino era chiar interesant la echipă. E bine, și până la urmă Lino a plecat, însă mai trebuie să mai vină o ofertă ca să vedem cine mai pleacă de la echipă. Și el până la urmă se duce la Athletic Bilbao. Și se pare că mai primim o ofertă pentru Corea, vă ferate, pentru Corea. L-am mai primit una, dar cred că da, era înainte de filmare. So, o să acceptăm această ofertă. E bine, pleacă și Corea, dacă nu mă înșel, la Al-Hilal. Din păcate, un transfer destul de prost pentru noi, dar bun pentru ei. O să vedem ce putem noi să transferăm în locul lui. E bine, și acum știm ce ne trebuie. Ne trebuie neapărat un atacant, pentru că Sorloth nu e chiar așa de bun. Și avem cu ce lucra, avem 107 milioane de euro. Putem să transferăm niște jucători destul de buni, dar avem voie doar unul. Deci, acela va fi pe poziția de striker categorie. E bine, și de ce nu? Haide să transferăm pe Openda, un atacant foarte rapid și foarte bun, 23 de ani. 83 overall, chiar o să ajute foarte mult la echipă, așa că haide să-l transferăm. Ei bine, și Openda vine la echipă pe o sumă destul de bună, 60 de milioane de euro pentru el. Ei bine, acum și cu Openda în atac arată mult mai bine echipa. Un atac chiar foarte, foarte bun cu Julian Alvarez, Openda și Antoine Griezmann și mijlocul care este la fel de bun. Defensiva trebuie să mai crească puțin pe partea stângă, în rest este ok. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 1 să vedem ce reușește să facă Atletico Madrid în primul sezon. Sezonul cu numărul 1 s-a terminat, haideți să vedem cum arată echipa. Și arată destul de bine, Openda 87 și Julian Alvarez la 87. Chiar a crescut mult. Iar la goluri se pare că este Alvarez cu 38 de goluri, în spatele lui Openda cu 33 și Griezmann un sezon mai prost data asta. Însă golgheter aici este Kylian Mbappé cu 29 de goluri, iar la Liga se pare că terminăm pe locul 2 în spate la Real Madrid cu 94 de puncte. Supercupa Spaniei se pare că câștigă aici Real Madrid, Copa de Spania tot Real Madrid câștigă, iar în Champions League terminăm în grupa noastră pe locul 1 cu 18 puncte, nu am pierdut absolut niciun match. Mai departe o scoate pe Porto cu 4-1 la general, însă în quarter final se pare că Leipzig își are revanșa după ce l-am cumpărat pe Openda, ne scoate cu 4-3 la general și câștigă Manchester City. Ei bine, în sezonul numărul 2, haideți pe ce reușim să facem noi la echipă. Vedem că Alvarez trebuie să schimbe poziția în KF sau KM, o să vedem cum reușim noi să aici să facem. Iar pe stânga se pare că mai bine a jucat Reinaldo, dar mă gândesc că poate cumpărăm pe altcineva. Însă înainte să facem un transfer, haideți să dăm de roată să vedem ce pică. Ei bine, și se pare că pică. Haide, hai cea bun. Din cauza unor probleme financiare nu ai niciun ban, wow, deci n-avem niciun ban. Putem să facem transfer doar dacă reușim să vindem jucători. A să fiu sincer, nu cred că avem pe cine să vindem, adică Lemar ar fi o idee, Musso, Sorloth, că n-a jucat cine știe ce, dar da, nu cred că scoatem foarte mult bani pe ei, așa că presupun că nu o să facem niciun
niciun transfer, pur și simplu o să lăsăm echipa să crească. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 12 ce reușim să facem cu Atletico Madrid. E bine, sezonul cu numărul 2 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine, chiar arată foarte bine. Iar la golul vedem că este Antoine Griezmann de data asta cu 39 de goluri. Iar Openda în spate cu 35 de goluri, destul de bine, și Alvarez la fel 34, însă goalgetter este aici Mbappé cu 34 de goluri. Și se pare că din nou câștigă Real Madrid, însă data asta la un punct distanță de noi. Noi terminăm pe locul 2 cu 101 puncte. Totuși reușim să câștigăm Supercupa Spaniei cu 5 la 4 versus Barça. Câștigăm și Cupa de Spania cu 6 la 1 versus cei de la Sevilla. Iar în Champions League se pare că terminăm grupa pe locul 3. Wow, ok, ok. Și ne duce asta în Europa League, unde o spargem pe Union Berlin cu 5 la 0 la general. Iar mai departe îi spargem pe Freiburg cu 11 la 0. Wow. În quarter final să scoatem o Beşiktaş cu 6 la 0 la general. Însă în semifinale, bă, în semifinal ne bate Athletic Bilbao cu 2 la 1 la general și câștigă Bilbao. E bine, în sezon cu numărul 3, haideți să vedem ce putem să facem la echipă. Trebuie să facem mai bună pentru că trebuie să câștigăm și noi Champions League. Nu ne mai permitem să mergem în Europa League. Însă ca să facem chestia asta, dar ne trebuie niște transferuri de top. Însă înainte să facem transferuri, haideți să dăm de rată să vedem ce pică. E bine, și haideți să vedem ce pică. Haide, cea bun, cea bun. Ok, perfect, perfect, ce să mai. Trebuie să facem un jucător din primul 11, 35 de ani. Pe bune, e ceva ce n-avea nevoie deloc, deloc în momentul de față și chiar nu știu pe ce să fac. Dar cred că cea mai ușoară alegere de aici ar fi Griezmann. Clar, Griezmann ar merita un 35 de ani pentru că are 34. Așa că Antoine Griezmann are 35 de ani. Bătrân, foarte bătrân, deci nu știu cât o să mai țină. Însă totuși, haideți să vedem. Vreau să iau un jucător pe partea stângă ca left back. Așa că haideți să găsesc un left back foarte bun. E bine, și-am găsit aici un left back foarte, foarte bun la AC Milan și nu este regenul lui Theo Hernandez, că el încă mai joacă, dar Gabriel Ferri arată foarte, foarte bine, 20 de ani și 83 overall. Costă și destul de puțin, așa că haide să-l transfer. E bine, și acum cu Ferri pe partea stângă, echipa chiar arată foarte bine și acum am văzut că Gallagher are 87 overall, deci o să pun aici în locul lui Llorente. Eu sper să crească Ferri pentru că na, are 83 overall, în rest echipa arată foarte bine. Așa că haide să simulăm sezonul, să vedem ce reușim să facem. Întrerup acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. În 2025, haideți să vedem ce câștigă balonul de aur și se pare că este Kylian Mbappé. Ok, ok. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Openda la 92 overall, bine acolo Openda. Perry, să fiu sincer, nu a crescut cum am vrut eu, dar e ok. Iar la stats-ul vedem că e Openda cu 40 de goluri, asta zic. Și Griezmann cu 39 și Alvarez puțin mai în spate cu 25. Iar la gheata de aur este în continuare Kylian Mbappé cu 44 de goluri, insane omul ăsta. Totuși în La Liga reușim să câștigăm cu 110 puncte data asta, în sfârșit câștigăm și noi La Liga. Însă pierdem Supercupa versus și la Real Madrid, ne bate cu 3-2 și ne bate și Barcelona în Copa de Spania cu 2-1. Iar în Champions League terminăm data asta pe locul 1 cu 18 puncte. Unde mai departe o scoatem pe Roma cu 6-3 la general, reușim să scoatem pe Barcelona cu 4-2 la general și în semifinale reușim să scoatem pe AC Milan cu 5-2 la general, iar finalul o vom juca versus cei de la Real Madrid. Haideți să vedem că reușim să o câștigăm. 3, 2, 1 și nu ne bate Real Madrid, bă, pe bune, ne bate cu 2-1. Pierdem și Supercupa și Copa de Spania și Champions League în finală. În sezon cu numărul 4, haideți să vedem ce putem să facem la echipă. Ferri, am încredere că o să mai crească. Ochii a crescut foarte, foarte bine, deși e destul de bătrân, are 34 de ani, nu știm cât o să mai joace la noi. Jimenez însă, da, mai greu, poate schimbăm fundașul. Însă înainte de toate, haideți să vedem ce pică la rată. E bine, și se învârte rata, haideți să vedem ce pică și se pare că pică. Ai voie să faci un jucător din primul 11 de 99 overall, dar trebuie să vinzi un jucător din primul 11. Foarte, foarte, foarte bună această provocare. Acum pe cine să fac eu de 99 overall? Clar trebuie să fie un jucător care contează la echipă și care este și tânăr, dar și pe cine să dau afară totuși. E bine, de dat afară, cred că o să-l dau pe Jimenez, 85 overall, 31 de ani, e și accentat și cred că o să fac de 99 overall pe Gallagher. De ce nu? Conor Gallagher de 99 overall. E bine, și acum Conor Gallagher are 99 overall, toate stats-urile sunt de 99. Iar pe Jimenez
Jimenez l-am pus pe lista în transferul să vedem cine îl cumpără. E bine, și prima ofertă pentru Jimenez însă este de la Real Madrid și totuși o să o accept, n-am ce să fac, este ofertă și trebuie să o accept, având în vedere că deja l-am făcut pe Gallagher de 99 overall. Și mai primim ofertă de la Juventus, o să o accept și pe asta, de ce nu? E bine, și Jimenez pleacă de la echipă până la urmă, asta a fost, s-a sacrificat pentru echipă ca să se facă Gallagher de 99 overall și aparent se duce la Real Madrid. E bine, acum totuși, haideți să transferăm un fundaș în locul lui pentru că ne-a rămas liber aici locul și avem cu ce lucra, avem 234 de milioane de euro, așa că haideți să transferăm un fundaș bun. E bine, și am găsit aici un fundaș foarte, foarte interesant, Nacho Rivero, 19 ani și 88 overall. Bă, chiar expiră și contractul, este perfect pentru noi, așa că haideți să-l transferăm. E bine, și Rivero vine la echipe pe o sumă destul de mare, 104 milioane de euro pentru el. E bine, și acum cu Rivero acolo, echipa arată foarte, foarte dotată. Doar trebuie să mai crească niște jucători și o să arate foarte bine. Așa că haideți să simăm în sezonul cu numărul 4, să vedem ce reușim să facem în continuare. În sezonul cu numărul 4, în 2026, haideți să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Kylian Mbappé în continuare. Sezonul cu numărul 4 s-a terminat, haideți să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Openda la 94 overall, în continuare Gallagher cu 99 overall. Iar la goluri este Gallagher cu 46 de goluri, asta zic, 46 de goluri și 29 de asisturi. Însă nu el câștigă gheata de aur, este aici Vini cu 35 de goluri. Însă reușit să câștigăm din nou la Liga cu 109 puncte. În Supercupa Spaniei câștigă aici Real Madrid, iar în Copa de Spania se pare că ne bate aici Real Madrid cu 3-1. În Champions League totuși rămânem pe locul 1, grupa cu 18 puncte. Mai departe îi scoatem pe cei la PSG cu 6-5 la general. Îi scoatem și pe cei de la Wolfsburg cu 8-0 la general, i-am spart efectiv. Și în semifinal se pare că reușim să-i scoatem pe cei de la Juventus cu 5-3 la general. Iar finala vor juca versus cei de la Manchester City, haideți până că reușim să-i batem. 3, 2, 1 și reușim să-i bate cu 3-2, câștigăm UEFA Champions League în sfârșit, bine acolo. Luăm trofeu acasă cu 3-2, batem pe cei la Manchester City. În sezonul numărul 5, haideți să vedem ce putem să facem la echipă. Echipa arată foarte, foarte bine, însă vedem că Koke a plecat de la echipă. Am putea totuși să schimbăm formația, însă Llorente nu cred că o să descurce așa de bine în mijloc, așa că cea bine ar fi să transferăm un nou CDM. Însă înainte să facem chestia asta, haideți să vedem ce pică la rata carierelor. E bine, și se învârte și se pare că pică, vinde un jucător din primul 11. Cel mai grav, e efectiv cel mai grav. E bine, și a pus aici primul 11 al nostru, haideți să vedem ce pică și se pare că pică. Haide, haide, ceva, ceva să nu fie bun. Oh, nu, pică Molina pe... Bune! E bine, și va trebui să-l vinem aici pe Molina, din păcate, din păcate. Un jucător foarte, foarte bun pentru noi. 92 overall, 29 de ani. Îl punem pe lista în transfer, măcar ne scoatem cu niște bani. E bine, și se pare că primim aici o ofertă destul de bună de 91 de milioane de euro. Așa că o să acceptăm clar. E bine, și până la urmă Molina pleacă de la echipă, pleacă la Manchester United, însă ne dă 91 de milioane de euro. Deci este ceva. Acum cum Molina a plecat, poate lua aici locul lui Llorente, însă în continuare ne trebuie un mijlocaș. Și noi avem 300 de milioane de euro, putem să-i băgăm la ceva foarte big, așa că haideți să caute un mijlocaș foarte, foarte bun. E bine, și haideți să transferăm pe Rodri de la Manchester City, probabil cel mai bun CDM din joc în momentul de față. O să ne coste ceva, însă avem bani necesari, așa că haideți să-l cumpărăm. E bine, și Rodri vine la echipă pe o sumă destul de bună, 62 de milioane de euro. Acum cu Rodri în echipă și cu Marcos Llorente partea dreaptă, eu zic că arată destul de bine echipa. Clar mai trebuie să crească cum ar fi Vero și Ferry, însă eu zic că o să-l plec chestia asta. Și poate sezonul următor îl înlocuim pe Griezmann sau pe Depaul. Așa că haideți să simăm sezonul cu numărul 5 să vedem ce reușește să facă Atletico Madrid. În 2027, haideți să vedem cine câștigă balonul de aur. Și se pare că este... Haide, haide! Openda! Openda câștigă, dar nu înțeleg de ce este buguit așa, arată ciudat. Totuși el câștigă balonul de aur. Sezonul cu numărul 5 s-a terminat, haideți să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Însă totuși a scăzut Depaul puțin și Gallagher pe partea dreaptă nu s-a sucat așa de bine. Iar la stats vă vedem că este Openda cu 38 de goluri, bine acolo. Griezmann în spate cu un sezon mai zăvuț, 27 de goluri. Însă gheata de aur câștigă aici Kylian Mbappé cu 31 de goluri. Însă noi reușim să câștigă la Liga cu 107 puncte. Și câștigăm și Supercupa Spaniei cu 3-1 versus cei de la Real Madrid. Câștigăm și Copa de Spania cu 3-2 versus Real Madrid. Și câștigăm și UEFA Super Cup cu 4-2 versus Atalanta. Iar în Champions League terminăm cu locul 1 cu 18 puncte, unde mai departe o sparge pe Benfica cu 7
la 0 la generală. Trece de ASE Roma cu 6 la 1 la generală. Însă în semifinale ne scoate Arsenal cu 3 la 2 la general și câștigă Manchester United. În sezonul cu numărul 6, haideți până ce putem să facem la echipă. Avem nevoie de un atacant și avem nevoie și de un mijlocaș, ba chiar și de un right back. Trei poziții care este foarte greu să le acoperim. Însă înainte să facem un transfer, haideți să vedem ce provocare ne dă droata carierelor. E bine, și se pare că pică. Haide, cea bun. Dacă câștigi UCL, poți să furi un jucător de la Real Madrid. Dar dacă pierzi Real Madrid, îți furi un jucător. Da, foarte, foarte nașpa, dar dacă reușim să câștigăm, putem să furăm un atacant pe Kylian Mbappé, poate, cine știe. O să fie destul de greu să câștig eu Champions League-ul cu această echipă, chiar foarte, foarte greu. Avem două poziții de ocupat și este destul de greu. Avem 193 de milioane de euro, deci ne-ar ajunge banii pentru un transfer foarte bun și cred că acela ar fi foarte bun să-l facem în mijloc. Mijloc contează mai mult decât în right back, așa că o să transfer eu un jucător mai bun decât Depau. E bine, și ce ar fi să-l transferăm pe Xavi Simons, un jucător foarte, foarte bun, o să ne coste ceva aproape tot bugetul pe care l-avem, însă o să merite 89 overall și am o idee cum să așezăm echipa. Așa că haide să-l cumpărăm. E bine, și Xavi Simons vine la echipă pe o sumă foarte, foarte mare, 159 de milioane de euro. E bine, și pe la urmă așa aș vrea să pun echipa Alvarez Striker, Openda lângă el, Xavi Simons ca KM și de Paul să mă joace, pentru că nu prea avem un atacant foarte bun. Acum dacă reușim să câștigăm Champions League, poate furăm un jucător foarte, foarte bun de la Real Madrid. Așa că haide să simulăm sezonul cu numărul 6, să spunem că reușim pe la urmă să câștigăm UEFA Champions League. În 2028, Harris Fencien câștigă balonul de aur și se pare că este din nou Openda. Bine acolo Openda. Dacă câștigă din nou balonul de aur. Sezonul cu numărul 6 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată destul de bine. Openda 96, Alvarez 94, a crescut până și de Paul. Ok, ok. Însă portarul nostru, unde este portarul nostru? Watts a retras, a plecat. Nu înțeleg ce s-a întâmplat. Iar la goluri se pare că este Openda cu 39 de goluri în spatele lui Gallagher. Și se pare că Openda reușește să câștige aici gheata de aur cu 30 de goluri. Bine acolo. Reușim să câștigăm și la Liga cu 98 de puncte. Însă pierdem Supercopa Spaniei cu 4 la 2 versus și la Barça. Copa de Spania se pare că câștigă aici Real Sociedad. Iar în Champions League în grupa noastră pe locul 1 cu 18 puncte. Unde mai departe dăm de Liverpool pe care o scoatem cu 4 la 1 la general. În quarter finals dăm de Inter pe care o scoate cu 5 la 3 la general. Însă în semifinale, nu pot să cred, pierdem în semifinale cu 5 la 3, ne scoate Manchester United și câștigă Manchester United. Deci până la urmă nu reușim să câștigăm și Real Madrid poate să ne fură un jucător. E bine, și haideți să vedem cine pică și se pare că este. Haide, unul slab. Și este, haide. Bine, mă, de Paul, mă, dacă era Gallagher, am rămas mască. Deci dacă era Gallagher și se ducea la Real Madrid, era rip pentru noi. Dar e bine că a picat, e foarte bine că a picat de Paul. În sezonul cu numărul 7 vedem că de Paul a plecat de la echipă și este la Real Madrid. După cum putem vedea aici, Rodrigo de Paul s-a dus la Real Madrid. Însă noi nu ne dăm bătuți, avem nevoie de transferuri foarte bune. Avem nevoie de sigur de un nou mijlocaș în locul lui, așa că haideți să vedem pe cine putem să găsim. Totuși, înainte să facem chestia asta, n-am uitat de roata noastră. Hai să vedem, poate ce pică cea bun la roată. E bine, și dăm de roată, să vedem ce pică și haide, cea bun. Nu ai voie să faci niciun transfer acest sezon. Este oribil, nu pot să cred așa ceva. Deci după ce avem echipa asta unde Lemar nu are ce căuta efectiv la echipa asta, nu avem nici portar, e clar. Atacantul meu nu vrea să stea în atac și right back-ul meu nu vrea să stea în defensivă. O să încerc eu să fac diverse planuri, să le schimb poziție din nou și, încercăm să mergem așa, dar n-avem voie niciun transfer. Foarte, foarte aiurea. Asta este, uneori roata nu este bună cu noi. Așa că simulăm direct sezonul cu numărul 7 să vedem ce reușește să facă Atletico Madrid. În 2029, haideți să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Osimhen. What? Osimhen? De unde a venit și Osimhen? La Manchester United, ok. Sezonul cu numărul 7 s-a terminat. Hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine. Openda la 97 overall, însă Lemarda a scăzut la 79 overall, iar la goluri se pare că este Openda cu 45 de goluri, Gallagher în spate cu 41, însă gheata de aur câștigă aici Kylian Mbappé cu 38 de goluri. Însă reușim să câștigăm la Liga cu 100 de puncte în cap. Supercupa Spaniei se pare că câștigă aici Real Madrid, însă nu reușim să câștigăm Copa de Spania cu 4 la 0 versus Leganes. Iar în Champions League terminăm Copa cu 1 cu 18 puncte, unde mai departe o scoate pe AS Monaco cu 3 la 2 la general, reușim să scoate și pe cei la Barcelona cu 6 la 3 la general și în semifinal scoate pe Liverpool cu 6 la 4 la general.
central, iar finala este versus și la Inter. Haideți să reușim să-i batem. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm finala UEFA Champions League cu 2-1. Îi batem pe cei de la Inter. În sezonul numărul 8, haideți să vedem ce putem să facem la echipă. Clar avem nevoie de un mijlocaș și de un portar. Nu putem să facem pe amândouă, însă totuși haideți să vedem ce ne dă roata carierelor. E bine, și se învârte, haideți să vedem ce pică și de fiecare dată când puncte, se pare că am uitat să scriu, dar este pierd, că țin minte ce am scris, versus Real Madrid pierzi un jucător din primul 11. Foarte, foarte grav. Da, aparent am omis să scriu pierzi. Ok. E bine, este destul de simplu. De câte ori pierd versus Real Madrid, pierd un jucător. Deci e foarte, foarte grav. Și ca să nu pierdem versus Real Madrid, ar trebui să transferăm un portar și un mijlocaș. Dar cum facem noi să transferăm pe ambele poziții? Poate să facem pe Riquelme un mijlocaș? Nu știu dacă reușim. Cred că reușim să-l facem. Sau ce ar fi să jucăm așa? Să-l facem pe Riquelme un right winger sau, na, sau un right mid. Și pe Xavi Simon să-l folosim pe stânga, Rodri să-l facem un CM. Și așa am scăpat de poziția aceea. Am putea să transferăm direct un portar. Cred că merge, așa că haideți să transferăm un portar. Și avem bani necesari, așa că haideți să mergem pe un transfer bun. Ei bine, și de ce nu, haideți să transferăm pe Gianluigi Donnarumma, un portar foarte, foarte bun. O să ne coste destul de puțin, aparent pentru că este bătrân, dar o să conteze foarte mult. Ei bine, și până la urmă, Gianluigi Donnarumma vine la echipă ca să ne ajute să câștigăm UEFA Champions League și să nu pierdem versus cei de la Real Madrid. Ei bine, și acum cu Donnarumma o să încerc să-i schimb poziția și lui Riquelme, și lui Rodri, și lui Xavi Simons, încât să joace foarte bine echipa. Așa că haideți să simăm sezon cu numărul 8 să vedem ce reușește să facă Atletico Madrid. În 2030, haideți să vedem cine câștigă balonul de aur și se pare că este Openda din nou. Câștigă, cred că a treia oară sau a patra oară, nici mai știu. Oricum câștigă efectiv mereu. Sezon cu numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. Openda și Alvarez la 98 overall amândoi. Donnarumma a crescut, Ferreira a crescut, însă Lenormand a scăzut. Și Llorente s-a accentat. Iar la goluri se pare că este aici Openda cu 56 de goluri. A rupt Openda. Și Gallagher cu 40 de goluri. Iar golgheter clar este aici Openda cu 38 de goluri. Reușit să câștigăm la Liga cu 107 puncte, distanță de 7 puncte de Real Madrid, însă pierdem Supercupa Spaniei cu 2-1 versus cei de Real Madrid. Totuși câștigăm Copa de Spania cu 3-1 versus cei de la Barça. Și reușit să câștigăm UEFA Super Cup cu 4-1 versus cei de la Manchester City. Iar în Champions League se pare că terminăm cupa pe locul 1 cu 15 puncte, unde mai departe o scoate pe City cu 7 la 4 la general, mai departe pe Manchester United o scoate cu 4 la 3 la general, însă în semifinale, bă, ne scoate Borussia Dortmund cu 4 la 2 la penaltiuri și câștigă Barcelona. În sezon cu numărul 9, echipa oricum arată foarte, foarte bine. Riquelme aparent s-a desfăcat acolo pe dreapta, ceea ce este foarte, foarte bine. Llorente mai greu pe dreapta aici, însă în rest echipa chiar arată destul de bine. Dar mi-am dat seama că am uitat să mă uit unde am pierdut versus Real Madrid. Deși este posibil să nu fi pierdut niciun meci, eu am să fac această alegere pentru că am uitat, adică să vând un jucător de la mine în echipă, random, să vedem ce pică la roată, pentru ca pedeapsă că nu m-am uitat. E bine, avem roata aceasta, o să te respin să vedem ce pică. E bine, și se pare că pică, haide cea să nu fie bun, spică Llorente, bine acolo Llorente, foarte, foarte bine. Era o pedeapsă meritată, însă am avut noroc că a picat Llorente, așa că da, o să mergem la el și o să-i dăm un quick sell și cam asta este, s-a adus. E bine, și înainte să facem un transfer pe partea dreaptă acolo, pentru că avem nevoie. Haideți să dăm roata să vedem ce provocare ne dă. E bine, și se învârte și se pare că pică. Ai voie să transferi doar jucători care au mai jucat la Atletico. Foarte interesant, dar nu știu ce right back a mai jucat la Atletico. Chiar habar n-am, dar o să mă bag eu să fac un research acolo ca să văd ce right back a mai jucat, pentru că de acea poziție avem nevoie. E bine, și de ce nu, haideți să transferăm pe Teo Hernandez. El este singura variantă pe care am găsit-o și dacă vă vine să credeți, chiar a jucat la Atletico Madrid împreună cu fratele său când avea 18 ani, oricum era foarte, foarte tânăr. Chiar dacă acum are 35 de ani, 85 overall și o să dăm 65 de milioane pentru că altfel nu putem să luăm. El este singura variantă pe care am avut-o, așa că asta este, o să mergem pe mâna lui. E bine, și acum cu Teo Hernandez pe partea dreaptă, eu zic că arată mai ok echipa. O să încercăm noi să o menținem cât de cât să fie acolo bună. Și o să încerc eu să aduc pe Openda și pe Alvarez la 99 overall. Așa că haideți să simăm în sezonul cu numărul 9 să vedem ce reușim să facem în continuare cu Atletico Madrid. În sezonul cu numărul 9, în 2031, haideți să vedem ce câștigă balonul de aur. Și se pare că este Gian Alvarez, mă, câștigă el balonul de aur. Bine, mă.
Sezonul cu numărul 9 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte bine, 99 overall-ul Penda și Alvarez, până și Gallagher, desigur, și-a păstrat overall-ul. Și-a completat obiectivul acela, ba chiar avem 3 jucători cu 99 overall, iar la stats-uri vedem că este o Penda cu 51 de goluri, în spatele lui Alvarez cu 33 de goluri, iar gheata de aur câștigă aici o Penda cu 38 de goluri. Reușim să câștigăm la Liga fără nicio problemă cu 109 puncte, câștigăm și Supercupa Spaniei cu 3-1 versus și la Real, câștigăm și Copa de Spania versus și la Barça cu 4-1, iar în Champions League trebuie în grupa pe locul 1 cu 16 puncte, unde mai departe dăm de Borussia Dortmund pe care o scoate cu 5-1 la general, mai departe o scoate pe Chelsea cu 6-2 la general, în semifinal o scoate pe Leverkusen cu 4-1 la general, iar în final vom juca versus și de la Frankfurt, ok, haideți să vedem că reușim să câștigăm, 3, 2, 1 și reușim să-i batem cu 2-0, wow, ok, 2-0, Frankfurt, echipă bună aparent, însă ceea ce contează este că reușim să câștigăm UEFA Champions League. În sezonul cu numărul 10, echipa arată foarte, foarte bine. Însă vedem că Openda și Alvarez deja au scăzut, ceea ce se spune nașpa, dar măcar a rămas Gallagher aici. În acest sezon nu prea am ce transfer să fac, însă haide să dăm de roată înainte de chestia asta. E bine, hai să vedem ce pică, ultima variantă și se pare că este, trebuie să faci un jucător din primul 11 de 16 ani. Bine că a picat fix la sfârșit chestia asta. Provocarea este era perfectă dacă pica la început sau măcar pe la mijloc, ceva de genul, dar na, asta este. Însă pe cine o să fac eu de 16 ani? Sincer, nu cred că o să fac Alvarez, cred că pe Rodri, 36 de ani, jucător foarte bun la echipă, așa că da, presupun că o să facem pe Rodri de 16 ani. E bine, și acum Rodri are 16 ani, de la 36 de ani. Sincer, un transfer la echipă nu prea avem nevoie. Echipa arată destul de bine și în primul 11 și ok pe banca de rezerve. E bine, și haideți să simulăm și sezonul numărul 10, să vedem ce reușește Atletico Madrid să facă în ultimul sezon. În ultimul sezon, în 2032, haideți să vedem ce câștigă Balonul de Aur și se pare că este Openda, strikerul nostru foarte, foarte bun, care cred că a câștigat vreo 4 baloane de aur, dacă nu 5 baloane de aur. E bine, sezonul cu numărul 10 s-a terminat, hai să vedem cum arată echipa și arată foarte, foarte bine. 97 atacul acela, arată foarte bine. Gallagher a scăzut ce-i drept și Riquelme, da, 93 overall. Iar la goluri se pare că este Gallagher cu 57 de goluri, în spatele Openda cu 49 de goluri și în spatele Openda Alvarez cu 47 de goluri. Foarte bine a jucat toți trei. Și se pare că da, Gallagher reușește să câștige gheata de aur cu 35 de goluri, în spatele lui Alvarez și după aia Openda. Iar în ultimul sezon se pare că reușim din nou să câștigăm la Liga cu 114 puncte, nu am pierdut absolut niciun meci și nici n-am făcut niciun egal. Câștigăm și Supercupa Spaniei cu 4-1 versus cei de la Barça, câștigăm și Copa de Spania versus cei de la Real Madrid cu 5-0, ba chiar câștigăm și UEFA Super Cup cu 4-0 versus cei de la Arsenal. Iar în Champions League se pare că terminăm grupa pe locul 1 cu 18 puncte, unde mai departe o scoatem în Manchester United cu 6-0 la general, în quarter final se pare că o scoatem pe Leverkusen cu 6-1 la general și în semifinal o scoatem pe RB Leipzig cu 6-0 la general, iar în final vom juca versus cei de la Inter. Haideți să vedem că reușim să câștigăm ultima finală din această simulare. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm cu 3-0, câștigăm în ultimul sezon UEFA Champions League. E bine, și cam asta a fost 10 sezoane petrecute la Atletico de Madrid. În acest videoclip, dacă ați observat, adică cu siguranță ați observat dacă mi-ați urmărit și celelalte videoclipuri, în acest videoclip m-am auzit diferit din cauza că am folosit alt microfon. Vreau să spuneți în comentarii cum vi se pare, dacă vi se pare că am auzit prea tare, prea încet, prea înfundat. Chiar aș aprecia dacă îmi spuneți în comentarii. Obiectivul în această simulare, eu zic că l-am făcut pe toate, chiar pe toate. Echipa oricum arată foarte, foarte bine, a crescut foarte mult și nu uitați acolo în comentarii să mai dați idei de videoclip, ba chiar și idei cu provocări ce să punem în roată și de asemenea stați pe fază că ușor, ușor apare EFC 25 și o să ne schimbăm pe un nou joc. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați plăcut deja, să activați și clopoțelul. Am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!